Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Au început scumpirile în lanț la serviciile și produsele de primă necesitate. După ce săptămâna trecută Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat tariful pentru lumină și gaz, astăzi societatea pe acțiuni Franzeluța a anunțat că va recalcula prețurile la pâine. Totodată, întreprinderea Apă Canal Chișinău a solicitat ANRE-ului o creștere a prețului cu aproape 40%, iar cei de la alte întreprinderi, de asemenea, au solicitat majorări de tarif. Înainte, și Societatea pe Acțiuni Termoelectrică a făcut un asemenea anunț, ce a declanșat însă valul scumpirilor și cine sunt responsabilii. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri din această seară. Domnul Valentin Dolganiuc, fost vicepremier, membru al Platformei Civice Demnitate și Adevăr, doamna Alexandra Can, fost ministru al Comerțului și Industriei, și Sergiu Afanasiu, jurnalist. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Săptămâna trecută, în plină noapte, cei de la ANRE au decis că vor scumpi atât energia electrică, cât și gazul, cu aproximativ 37% și 15%. Din ceea ce înțelegem, motivul ANRE este că furnizorii au invocat devalorizarea leului în raport cu dolarul în proporție de 60% în ultimii 3 ani. Cât de pertinent este acest motiv invocat de furnizori și la ce ne putem aștepta în continuare, pentru că acest lanț descumpiri, văd, constatăm că nu se oprește. Doamna Can? În general, în Republica Moldova, valul scumpirilor a avut loc în momentele cele mai nepotrivite pentru populație și mai potrivite pentru ei. Pentru că acum, când s-a jefuit băncile, după acest miliard, când a crescut sau a scăzut, să zicem, leu și dolarul, euro, cursul valutar, fluctuația cursului valutar, sigur că a adus un val de scumpiri, dar noi niciodată nu am văzut deschis calculația acelor costuri pe care ni le invocă că trebuie obligatoriu să le majoreze. Noi nu știm dacă costurile pot fi micșorate și din contul micșorărilor cheltuielilor pentru întreținerea acestor organizații. Deci, cu 30% și acum apa cu 40%, vedeți că încasările bugetare rămân pe loc sau scad, volumul producției scade, exporturile scad, deci nivelul vieții scade, pensiile nu cresc, salariile nu cresc, nimic nu crește în afară de prețuri. Păi, sigur că nu este ceva normal. Acum apa cu 40%, energia cu 30%, am înțeles că deja au și avut loc scumpirile, unii și au și ridicat 37% era să ar însemna, da, 50, în jur de 57%. Ce înseamnă, unde sunt rezervele noastre? Noi, cei care trebuie să plătim salariile la timp, trebuie să dăm, mă refer la întreprinderile din industria ușoară și în general. Și dacă a crescut prețurile la tot, cred că a crescut și pentru agricultură și pentru toți ceilalți. Deci reacția aceasta de însărăcire în lanț cred că va aduce nemulțumiri, doar că poporul nostru oricum își iubește călăii. De ce totuși furnizorii au cerut acum aceste majorări? La energie electrică au mai fost operate modificări de-a lungul anilor. Nu înțeleg în ce măsură acest motiv stă în picioare, având în vedere că în ultimii 3 ani, din 2012 până astăzi, modificări la tariful pentru energie electrică au fost efectuate. La apă din 2009, nu, dar la energie electrică cu siguranță, domnule Dolganiuc. Eu cred că ar trebui să apucăm taurul de coarne și să spunem că lucrurile sunt mult mai grave, iar problema este mult mai profundă decât această parte vizibilă a icebergului în Republica Moldova, în ceea ce privește domeniul energetic. În condițiile când în Republica Moldova lipsește o doctrină, un concept al independenței energetice, haosul este asigurat. Iar acolo unde există haos, acolo se pescuiește foarte și foarte bine. Eu sunt martor ocular și noi cu doamna Can putem chiar să povestim anumite situații de la 1990 încoace, cu acele firme fantome, căpușe, deci de intermediere în rețelele energetice, care există și acum, în importul de energie electrică, au existat o sumedenie. Și toți și-au încălzit mâinile în acele timpuri, de la președinții care erau atunci,
continuând și cu primii miniștri, continuând deci cu miniștri, continuând cu partidele care dețineau deci majoritatea pe parcursul acestor ani. Iată, în aceste condiții, noi nu putem să ajustăm în niciun caz sau să avem o evidență și o corectitudine în ceea ce privește tarifele la energie electrică. Vă spun doar un detaliu. Republica Moldova deci este dependentă 100% de resurse energetice externe. Noi nu avem nimic intern. Iată, în aceste condiții, independența energetică poate fi asigurată doar dacă avem maximum o treime dintr-o sursă. Ori Republica Moldova astăzi este dependentă 100% de Cuciurgan, de Raoies și așa mai departe. Am făcut această tentativă și acest efort în 1998 când am conectat cât de cât rețelele energetice ale Republicii Moldova la cel din România, la cel european. De atunci nu s-a mai făcut nimic, 30 de milioane de dolari nu s-au plătit și România deci le-a trecut la donații sau pierderi. Dacă e să facem trimitere la acest tarif al energiei electrice, vreau să vă spun că în Marea Britanie energia electrică se cumpără de la producători și se ajustează tariful, se face licitații din oră în oră. Câte licitații publice au fost făcute în Republica Moldova? Unde este contorul de gaz și astăzi al Republicii Moldova? Calitatea gazului. Ce s-a întâmplat? Eu vreau, vorbesc în ansamblu de toate resursele energetice, fiindcă ele tot ne privesc. Și aceste matapazlicuri deci, care au fost făcute, care nu au deci, niciun temei legal, în primul rând, în al doilea rând, un temei, deci, să zic, matematic, un temei științific care ar sta la baza argumentelor pentru a mări tarifele. Da. Trebuie să recunoaștem. Uitați-vă, sunt două elemente aici, dacă îmi permiteți ca să elucidez această problemă. Sunt două elemente, deci fundamentale. Trebuie să recunoaștem că tarifele trebuie să ajustate în fiecare an în funcție deci, de inflație. Așa cum în fiecare primăvară, la data de 1 aprilie, se bat pumnul în piept guvernanții că ei au mărit deci pensiile, de fapt ei indexează aceste pensii în conformitate cu legea din 1998, când s-a spus că în fiecare an, dar din cauza inflației, deci de la 1 aprilie, deci trebuie să fie acoperită inflația în pensiile de stat. Ceea ce se face, se spune că le-a mărit pensiile. Nu! Nu v-au mărit pensiile, domnilor. Dragii mei, alegători, sau nu știu cum să vă numesc, cetățenii ai Republicii Moldova, nu v-au mărit pensiile, deci. Pur și simplu, deci, vă acoperă inflația, deci, care o creează tot ei, devalorizarea leului, că o să vorbim și despre aceste lucruri. Adică, tarifele trebuie ajustate în fiecare an. Noi am avut această stare dezastruoasă și o avem și astăzi, cu datoriile enorme care sunt în sistemul termoenergetic al Chișinăului. Pentru că și aici trebuie tarifele ajustate. Nu politic că avem alegeri locale sau avem alegeri generale, nu politic, deci că acum încă nu este timpul, dar trebuie deci să se meargă pe această cale. Acum, de ce s-a întâmplat, de ce am ajuns la acest haos? Ce a declanșat? Lipsa unui concept, în primul rând. Lipsa unui concept. Doi. Noi toți suntem conștienți de acest lucru și noi toți știm. Și populația știe. Și cei de la guvernare, cu atât mai mult, știu. Că aceasta a fost declanșat de furtul acestui miliard din Republica Moldova, ceea ce a dus la devalorizarea leului și în aceste condiții, energia electrică și gazul sunt cumpărate pe dolari. Echivalentul este în dolari. În condițiile când leul s-a devalorizat, este nevoie pentru un dolar nu de 14 lei, dar este nevoie de 18 lei. În Republica Moldova noi plătim deci în lei și acum, deci, dar echivalentul cumpărând de peste hotare în dolari resurse energetice, el trebuie ajustat. Nu s-a făcut un studiu. Eu nu am încredere, nici câte negru sub unii, deci în cei de la ANRE, că nu sunt deci în joncțiune cu cei de la Moldova Gaz și cei deci de la rețelele energetice, cei distribuitori de investițiile care s-au făcut. Am citit un studiu, deci despre un lucru ăsta. Domnule, să nu monopolizăm discuțiile, să facem totuși un dialog. Eu vreau să rămân la aceeași întrebare. Ce anume a declanșat aceste scumpiri, creșterea tarifului la energie electrică și la gaz, în primul rând? Dacă furnizorii totuși vorbesc despre faptul că s-a devalorizat leul foarte mult în comparație cu dolarul, cât de mult a crescut de la ultima majorare de tarif și până acum? 3 ani e prea mult. Trebuie un alt termen de invocat, cel puțin. Doamna Can. Păi, eu susțin tot ce a spus domnul Dolganiuc și vreau să spun că, într-adevăr, lipsa unui concept aduce la orice dezordine în orice domeniu. Eu vreau să spun că, într-adevăr, fluctuația cursului valutar
este vizibil, parcă, motivul principal pentru care vânzătorii, prestatorii de servicii energetice își majorează prețurile. Doar că ei au cerut mult mai mult. Și am fost la, cred că la Realitatea TV, am fost când am spus că, uite, cer mai mult. Televiziune. Da, poate, nu știu unde. Deci la o emisiune, un post, nu mai țin minte unde, a spus foarte clar, cer 50-60 ca să primească un 30-40. Și fix așa se întâmplă, parcă ar fi o înțelegere cartelară. De ce nimeni nu se bagă în costurile propriu zise, în internul organizației, instituției date și să reducă la maximum ineficiența în activitate. Dacă ar fi spus că, uite, noi am făcut așa, am redus cheltuieli, ceea ce nu sunt salariile oamenilor, sunt pierderile care nu sunt justificate, pe care putem să le micșurăm. Dar suntem forțați și să majorăm un pic. Deci, într-adevăr, nu s-a majorat de mulți ani, na? Nu s-a schimbat prețul, dar totuși, acum nu era cazul să o facă atunci când oamenii au sărăcit, să iei direct, unul la unul, și să majorezi cum a scăzut dolarul, să majorezi costul la resursele energetice, neîmblând la pensii, ne majorând nimic mai mult, altceva, este, eu cred că este chiar o crimă. Domnule Afanasiu, ANRE-ul putea face mai mult, putea să intervină mai mult decât știu evident, eu. A reușit într-o măsură oarecare. Nu știu dacă a făcut tot posibilul, pentru că până la urmă energia s-a scumpit cu 37%, ceea ce înseamnă în jur de 57 de bani pentru consumatorii de la Uniunea. Eu am fost atent la declarația reprezentantului Curții de Conturi, care a solicitat un audit da, la această întreprindere la Moldova Gaz. Am văzut reacția șefului de la Moldova Gaz, care spunea că ei prezintă pentru ANRE, prezintă toate rapoartele, inclusiv de unde se achiziționează. Și aici vreau să fac o paranteză, că de fapt în costul acesta la gaze care îl plătim noi astăzi, sunt incluse și costurile anumitor trasee, costurile pentru construcția anumitor trasee, pentru anumite întreprinderi, localități și așa mai departe. Deci pentru care, de exemplu, nici... Care devine investiție la bilanță Moldova Gaz. Iată asta. Ei devine investiți, pe de o parte investiția lor, pe de altă parte această investiție se regăsește în costul gazului care îl plătește fiecare cetățean. Sunt niște detalii de care cetățeanul de rând nu știe. Dar atunci când merg guvernanții și aprind flacăra albastră pe acolo, să știți că și asta se face tot din contul cetățeanului simplu. E una la mână. A doua. Să ne amintim de prima alianță, de revenirea tinerilor frumoși și bravi castejari, care au pornit cu acele declarații împotriva și comisii mafiei cărnii, mafiei de la Moldova Gaz. Vă mai amintiți? Era un deputat care nu se mai regăsește ca deputat, dar este un bun avocat. Așa? Și el era președintele comisiei, după ce a mers pe la Moldova Gaz, după asta nu s-a mai auzit nimic. Orică l-au cumpărat, ceea ce se întâmplă cel mai des, orică este frică să scoată un cuvânt, dar, de fapt, lucrurile acestea care vorbea, ambii domni care au lucrat în sistemul de administrare a treburilor statului, așa? Nu, Dogăluc, vorbea domnule Afanasiu despre o posibilă înțelegere între ANRE și cei de la Moldova Gaz, înțeleg corect. Și vorbesc, știu ce vorbesc, vorbesc chiar în cunoștință de cauză, vă spun, la acest capitol, pentru că unele persoane, știind spiritul bătăios al participării la diferite emisiuni, chiar oamenii nici măsură, mă întâlnesc cu ei și îmi povestesc deci aceste furturi, deci aceste înțelegeri de cartel. Dacă nu ar fi avut, de exemplu, dacă ANRE-ul ar fi cerut acel audit, dacă s-ar fi interesat, nu doar că ar tărgâna, că ei motivează, că uite, noi avem și alți agenți economici care nu le-am făcut calculele sau facem calculul timp de 10 luni. Domnule Afanasiu, sau 4 luni. În aceste momente mai mulți oameni au ieșit în stradă lângă monumentul lui Ștefan cel Mare, nemulțumiți de majorarea prețului pentru energie electrică și gazele naturale. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo în scoarul de lângă monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Iată care este atmosfera acolo în aceste momente. La energie electrică și gaz. Astfel, prețul pentru electricitatea furnizată consumatorilor de Red Union Fenos a crescut cu 37%. În lei asta ar însemna 2,157 lei kilovatul. Preț artificial. Prețul este artificial, eu sunt de acord. Doar ei nu e
explicat la oameni de unde s-a luat prețul, este noi explicat. Deci aici un cetățean crede că el nu a explicat explicat de ce anume acest preț s-a format, da? Este o simplă explicație, că noi sunt toate miliardul care l-au furat. Miliardul furat în buzunar mațilan. Cauza principală în devalorizarea leului și în creșterea tuturor prețurilor este miliardul furat și faptul că din noiembrie anul trecut autoritățile nu au interprins nimic concret ca să-l întoarcă înapoi. Această cauză a permis mărirea prețurilor, devalorizarea leului și acum creșterea tarifelor la curent electric, la gaz. Dar ce suntem noi de vină? Ce s-a devalorizat asta? Ce suntem? De vină sunt guvernanții care nu au făcut nimic. Acum toți au venit și doresc să protestăm. Unde trebuie noi să protestăm? La ANRE, care este captivă, la ANRE, care este pasivă și nu a spus nimic când s-a avut loc dezbaterea? Sau trebuie să-i cuiduim pe cei care sunt pasivi în guvern? Cei care acum... Cei care acum și-au luat pauză, parlamentarii, deoarece nu avem ca și cum noi nu avem guvern. Pe ei trebuie să-i cuituim. Guvern nu avem, parlament nu avem, ministerele nu lucrează. Este normal ca deja aproape 9 luni de când am votat noi să nu avem să avem un stat funcțional. Să înțelege, am vorbit cu Sergiu Tofilat, persoana care a luptat pentru noi neapărat drepturile la ședința ANRE, la dezbaterea de ANRE. El mi-a explicat. Au avut loc foarte multe încălcări în această ședință. În primul rând, ședința care a fost preconizată pentru 10 aprilie a fost contramandată în mod inexplicabil pe 9 aprilie și știm foarte bine de ce. Se apropiau alegerile locale și actuala guvernare știa că va avea de pierdut, va avea mult de pierdut, deoarece lumea deja nu mai are încredere în ei. Apoi, următoarea ședință care a fost preconizată acum, conform legislației, trebuia să fie anunțată cu 30 zile înainte și să fie publicat și ordinea de zi a următoarei ședințe. Ei au publicat-o cu 17 zile mai devreme, adică nu cu 30 de zile, au publicat-o după alegerile locale, cu 2 zile după ce s-au finisat alegerile locale. Iar ordinea de zi au publicat-o în ultima seară. ANRE a fost un arbitru pasiv la dezbaterele care au avut loc. Deoarece ANRE este captiv, asta știm. La multe nereguli în calculul prețurilor lor, ei au închis ochii. Să luăm în calcul primul lucru. Gazul la import, care costa 400 de dolari, acum a ajuns la 260 de dolari. Ei însă cerc majorarea gazului. S-a majorat 17%. Valoarea uzurii, nu este clar cum actuale companii calculează valoarea uzurii, deoarece în 2007 ei raportat 50 de milioane, iar în 2008 ei raportat 250 de milioane. ANRE a tăcut și nu a pus această întrebare. Pierderile normative de electricitate sunt exagerate. În Europa ele sunt de 5-10%, pe când aici companiile noastre de electricitate declară pierderi de 14-24%, aceasta fiind o spălare de bani din buzunarele contribuabililor în fiecare lună. Milioane de euro, milioane de dolari sunt spălați din buzunarele noastre prin aceste prețuri exagerate. Ce putem să cerem? Păi vicepreședintele Curții de Conturi, ca să doar facem un audit, după asta mărim o preță. Nici urmă, ce s-a terminat? Deciziile de mărire. Deci, doriți să vorbiți? Dragi cetățeni, nu uitați că am făcut o adunare. Fiecare care vine are o propunere concretă, are o soluție, care vrea să vorbească în fața noastră, să vină aici, vă rog frumos, să se expună punctul de vedere. Iată acum Ana Ursache o să ne explice nouă. E nevoie să facem audit sau deodată să-l clasăm la dosar penal. Dar cum să facem dacă și Procuratura Generală, după câte ați văzut, stă la cherimul oligarhilor? Și totuși, dragi cetățeni, presiunea publică este ceea ce putem face, presiunea societății. Lucrurile, de fapt, sunt foarte simple. Pentru decizia criminală votată de ANRE în aceste zile, urmează să procuratura să acționeze. Și așa cum am cerut, zi de zi, procuratorii reacție, astăzi vom cere demisia in corpore a instituției captive ANRE, care aparține în jumătate.
reușim să obținem ceea ce este important pentru țara noastră, dacă noi în țara aceasta vrem să trăim. Și nu vrem să ne fugărească unul câte unul, să plecăm cu o viață mai bună, să nu rămână nimeni în această țară. Este vară, dar mă știme să vorbesc la un protest de asemenea gen, dacă acum ar fi frig. Și fiecare din noi ar urma să meargă într-o casă înfrigurată care trebuie să o încălzească, gândindu-se la ce renunță, la căldură sau la pâine. Oameni buni, noi am ajuns la sapă de lemn, trăind în secolul 21 într-o țară care geografic este situată într-o parte unde este Europa, unde este civilizație. Din acest considerent, Lozinca, ne vrem țara înapoi. Strigătul poporului, ne vrem țara înapoi, este ceea ce trebuie să ne unească. Ne vrem țara înapoi și vrem hoții în demisie. La momentul de față, anumiți activiști civici au depus cereri la procuratură pentru genocid. Pentru că ceea ce se face în realitate este uciderea treptată a întregului popor. Faptul că nu putem să ne hrănim, că nu avem cu ce să ne încălzim, că nu o să avem lumină, nu o să avem medicamente, înseamnă distrugerea treptată a națiunii noastre. Și dizolvarea noastră ca națiune, că o să plecăm cu toții, o să ne forțeze hoții. Ne vrem țara înapoi, îl vrem pe Plahotniuc și pe Pilat la pușcărie, vrem demisia Andrei, vrem trezirea Procuraturii Generale, ori în cazul impotenței pe care o demonstrează demisia procurorilor și revenirea unor oameni care știu să facă lucrurile bine și clar. Din acest considerent, vă îndemnăm, indiferent de culori politice, indiferent de preferințe, toți care ne considerăm cetățenii acestei țări, să ne unim zi de zi, să venim să protestăm prin mijloace legale, pașnice, care ne sunt la îndemână. Să obstrucționăm orice posibilitate a hoților să o facă mai departe, dacă până la acest moment i-am lăsat deja să ne fure într-atât, încât avem minus un miliard pagubă în această țară. Ne vrem țara înapoi! 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 Am revenit în platoul Orei Expertizei. Am văzut în imagini un protest organizat ad hoc după aceea acesta a fost anunțat pe una din rețelele de socializare. Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea față de majorarea prețului pentru energie electrică și gazele naturale. Aducem aminte că în ziua de vineri noapte Andreul a dat curs cererii furnizorilor Red Union, Fenosa și Moldova Gaz de a face majorări la tarifele pentru serviciile pe care le prestează, astfel că Red Union Fenosa va aplica un tarif cu 37% mai mare, ceea ce înseamnă un tarif de 2 lei și 15 bani pentru un kilowatt-oră, iar Moldova Gaz va aplica un tarif de 6 lei și 53 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, față de 5,97 cât era până acum. Oamenii care scandau acum câteva momente, i-am văzut în imagini, în scoarul Monumentului Ștefan cel Mare, spun că aceste majorări de prețuri își trag originea din miliardul furat care a dus la devalorizarea leului și iată care, în consecință, a condus la creșterea prețurilor. În ce măsură atunci guvernarea ar trebui să țină cont de aceste lucruri și să facă câțiva pași înapoi, să se regândească sau să regândească felul în care s-a procedat sau s-a procedat ANRE-ul și să revină asupra deciziilor. Guvernarea se gândește la orice, numai nu la populație, Republicii Tocmai Moldova. În momentul ăsta se interesează foarte existent de altceva. Guvernarea este subiectul, zicem, care este cel mai puțin interesat ca să redreseze situația. Că dacă se gândea la populația Republicii Moldova, nu fura miliardul.
Fiindcă își dădea seama că în momentul, deci când a scos miliardul din Republica Moldova... Societatea ar putea să-i determine. Ați văzut, astăzi au ieșit 3% de persoane eu sunt sigur capitalei, mâine pot să iasă și câteva zeci de mii. Eu sunt sigur că acesta este abia începutul. Cei de la guvernare să nu-și facă iluzii că populația Republicii Moldova va fi docilă, va fi meoritică deci toată viața. Și permanent. Și ei ne vor hrăni cu alianța. Da, și ei ne vor hrăni cu alianța 3 și cu alianța 4 și nu știu cu ce încă. Populația Republicii Moldova va protesta. Populația Republicii Moldova va protesta de nevoie pentru că nu mai au resurse financiare ca să plătească aceste tarife. Eu mă uit, populația Republicii Moldova nu are cu ce să plătească elementar ascensorul din bloc. Nu are cu ce să plătească și sunt deconectate. Populația Republicii Moldova, dacă deja a fost anunțate aceste tarife majorate la pâine, prețuri la pâine, prețuri la produsele de primă necesitate, atunci sigur că această sărăcie va determina deci ca să iasă. Viața în Moldova și sfera aceasta este destul de scumpă, chiar mai scumpă decât în Europa, pe multe capitole. Acum ce se va întâmpla? Sigur că pensionarii, cei cu venituri mici nu vor putea plăti. Pur și simplu nu vor putea. Ce va urma după aceasta? Se va duce portărielul și îl va executa pe baciul ori. Sau îi va deconecta energia. Sau îi va deconecta energia. Îi va strica produsele în frigider. Nu se va uita la nimic. Societatea pe acțiuni, Franziluț, a anunțat că în jur de vineri va anunța deja prețuri recalculate la pâine. Atunci ar putea să se strânească și un alt val. De această dată, în centru, la monumentul Ștefan cel Mare, din centrul capitalei, au ieșit cei din Aripa Tânără, din platforma civică Demnitate și Adevăr. Mâine sau vineri, sâmbătă, duminică, atunci, după ziua de vineri, în cazul în care se confirmă, desigur, și Societatea pe Acțiuni Franziluța va face majorări la pâine. Ele sunt de mai multe tipuri, cu siguranță vom vedea mult mai multe prețuri. Ce se va întâmpla după această dată? Mai mult, încă nu cunoaștem ce se va întâmpla după ce vor primi oamenii, pensionari, salariați, bugetari, toată lumea, vor primi noi facturi noi cu prețurile actualizate. Eu cred că, într-adevăr, nu știu unde mai avem, de unde mai luăm atâta răbdare. Pentru că cetățenii, văzând bagiocura aceasta care tot... de care am avut parte, mai ales în ultima perioadă de timp, sigur că ne așteptam la niște revolte, așa, să ne, totuși fiecare de noi simțim nevoie de ne revolta, să protestăm, să le arătăm că totuși nu sunt ei stăpâni țării aceste, pentru că totuși cetățenii ăștia care le dau votul, care au crezut, care, iată, până la urmă nu le iau doar visele, dar le iau și ultima bucată de pâine, ceea ce e mai grav. Și eu cred că, într-adevăr, de data aceasta, cu siguranță lumea va fi unită și va ieși, pentru că altfel nu putem să ne imaginăm unde putem ajunge, pentru că nu vedeți că, iată, când le convine, ei fac trimitere la independența acestor instituții, cum este Andreu. Dar de ce nu se recunoască că, de fapt, și rețelele electrice, Union Fenosa, da? Companie străină, de fapt, este obligată să achiziționeze energie electrică printr-o companie interpusă, deci companie de stat, care iarăși, la rândul ei, și are cota ei de cheltuială în acest preț. Deci, la ziua de astăzi, din toate majorările acestea care se întâmplă, până la urmă, cum n-ar părea de straniu, dar câștigă iar și statul. Pentru că ei trebuie să întoarcă cumva miliardul înapoi. Iar de pentru la că, stat, da, câștigă cei care guvernează. Da, cei care guvernează. Dar, așa se întâmplă, Franciu, pentru că... există și cealaltă parte a bățului. Ce se întâmplă în cazul în care nu toată lumea sau lumea refuză să plătească pentru energie electrică? Lumea nu va putea. Unii vor plăti, care ce... duc cât de cât mai bine. Poate în capitală sau în orașul de mari, ce se va întâmpla la sate. Atunci când fiecare de noi stăm acasă, indiferent la ce... Și atunci, pe fiecare în parte, dacă ai depășit cu 3 zile ziua de, în care ești înștiințat, că urmează achita factura, ziua de facturare, deci vei fi deconectat. Așa se întâmplă și cu gazul, în ultimul timp așa se întâmplă și cu apa. Chiar dacă nu ai consum, dar au scris ironat în factură datele, deci oricum te deconectează.
Deci, eu, și fiecare eu vreau să vă citesc niște cifre, pentru că, bine, cei de la portalul bani.md o aud foarte bine cu cifrele și au făcut și o comparație pe tarife și pe servicii, astfel încât dacă e să vorbim despre redul unui fenomen ăsta, deci despre curentul electric, cei care achitau până acum, nu știu dacă există consumatori care achitau până acum 50 de lei pentru energie electrică, dar să admitem, poate că există, există și asemenea consumatori în unele localități rurale, mai ales. Acolo diferența este de în jur de 18 lei, de la 50, dacă achitau până acum 50 de lei, vor achita 68 de lei și 50 de bani. Ei bine, în orașe, media e în jur de 200-250 de lei, 300 de lei în unele cazuri, poate greșesc la casele mai mari sau cu mai multe camere și în funcție de doleanțele fiecăruia. Ei bine, cei care achitau până acum 250 de lei vor achita 342, iar cei care achită astăzi 300 de lei pentru energia electrică vor scoate din buzunar 411 lei. De asemenea, diferența se simte mai mult odată ce consumul este mai mare. La 350 de lei anterior, cei care achitau până acum vor achita 479 de lei. Mă întreb ce se va întâmpla cu pensionarii. Cum vor putea achita pensionarii? Pentru că în Chișinău, poate, sau și în raioane, poate există și un mic ajutor care vin de la copiii plecați în străinătate. Poate de la rude care sunt astăzi muncesc în străinătate. Soluția. Nu este soluția, dar ce se întâmplă cu prețurile tot mai mari pe care trebuie să le Nu aceasta este soluția, deci politica, așa cum am spus, precum lipsește în Republica Moldova o doctrină a independenței energetice, la fel lipsește o doctrină a politicilor sociale în Republica Moldova. Spuneți-mi, vă rog, care este doctrina sau care este conceptul politicilor sociale, dar el lipsește cu desăvârșire, domnilor, pe toate dimensiunile, pe toate domeniile. Unicul gând al guvernanților este cum să fure din banul public, exclusiv. Iar de ceilalți, îi doare în cot ce se întâmplă, cum vor reuși deci să achite. Eu stau și mă gândesc la mine personal. Am făcut o investiție, mi-am cumpărat becuri economi. Și acum ce fac? Vor ajunge? Am ajuns la cele, ce spuneți, 250-300 de lei și acum iar voi plăti peste 400, ceea ce nu-mi place. Și eu care economisesc. Mai propun să-i ascultăm în continuare pe cei care vorbesc în fața oamenilor în scoarul monumentului Ștefan cel Mare și Sfântul Genul Capitalei. Voi, suntem oameni, suntem cetățeni, lumea ne vede. Am să constat aici încă o dată, înainte de a propune ce ar trebui să facem, poate, că toate relele, toate scumpirile acestea care abia se încep, e de la acești mârlani, acești conducători, încă după 30 noiembrie, când ne-au trădat, a făcut acea coaliție tâmpită și acum și-au dat seama, dar e deja târziu, a scăpat din mâini friile și inclusiv miliardul care s-a văzut, am cheltuit o groază de bani pentru acel raport Kroll. S-a văzut că s-a făcut cu, direct sau indirect, cu acceptul acestei caracatițe de la guvernare. Scumpirile abia se încep. Lumea abia începe să vină. Să vedeți, îmi pare foarte rău că nu sunt, dar să vedeți când o să primească facturile, atunci cred că o să vină lumea. Și, Oleg, trebuie să facem acea, mă rog, hai să o numim adunare națională, foarte multă lume și să venim concret cu niște revendicări. Deci, trebuie să ducem la debarcarea acestei caracatițe. Trebuie să provocăm alegerile anticipate, să pregătim niște partide cum se cade, de dreapta, niște alternative viabile. Noi avem măcar și acești tineri deosebiți, de-al de Oleg Brega, lasă-i să vină. Cu tot altceva va fi. Deci acești mârlani, această caracație de la guvernare trebuie să o dăm jos. Până la sfârșitul anului să încercăm să facem aceste proteste non-stop. Ne vom gândi. Deci, ca să nu ne acuze cineva că suntem a partidului sau oligarhul nu știu care. Noi suntem cetățenii. În acest context, v-aș ruga să faceți grupuri de protestatari, diverse organizații, numiți-le cum vrei, Demnitate și Adevăr, Vrem Țara Înapoi, Hai Parc și așa mai departe, să protestăm la acești hoți, la acești cantori, la aceste organizații. Și am văzut pe internet
unul din bratanii acestei coaliții, Mihai Ghiu, care a fost primit în brigada lor atunci înainte de 7 iunie, unde s-a făcut cu caca în pantaloni aici în fața zecilor de mii, a mai distrus o mișcare de dreapta, din păcate. Și spune dânsul că să stringem cureaua. Vă închipuiți cine spune? Timpul. Că noi suntem vinoveți. Noi să stringem curaua. Unde să o mai stringem? Unde să o mai stringem? Gâtul deja trebuie să-l stringem. Poate în acest context, ca să-l stringem curaua, poate ei ar trebui să stringă cureaua. Poate ar trebui să meargă concret la niște reduceri. De exemplu, eu aș propune, nu știu, poate ar fi binevenit să blocăm... Să nu mai circule cu acele mașini de lux ca boieri, să duc la liceu cu mașinile de banii noștri. Să duc la odihnă. Au o sumedenie de privilegii. Au salarii enorme. De ce atâtea agenții cu zeci de mii salarii pentru o persoană lunar? Câte agenții, câte ministere? Câte ministere? Noi putem comasa 2, 3, 4 ministere în unul. Miliarde putem să economisim, să strângem curaua, domnul Ghimpu. De ce nu propuneți, când v-ați mers cu aceste propuneri de a scoate atâtea agenție, ci de întreprinderi de stat, care ne papă banii degeaba, uitați-vă acest Andre, acești potlogari din Andre, au 40 ceva, cât naiba au acolo, 10 de mii are salariul acel șef. Uitați-vă cum ne slujește el. Noi ar trebui să continuăm protestele. Veniți cu propuneri. Una din propuneri, proteste non-stop. Poate în re. Și acolo trebuie să ne direcționăm protestele. Dar cred că trebuie să începem în fața Parlamentului. Acolo se adună acești drujbani. Acolo se adună și vedeți dumneavoastră, ei încă nu s-au înțeles. Ei încă împart care ministere sunt cu navar mai mare. Toată lumea știe de asta. N-au să facă, n-au să împartă. Nu dă de exemplu Plăhăduc Ministerul Tineretului cu atâția bani acolo să-l dea lui Ghimpu. Și tot așa. Nu trebuie să fim naivi. Trebuie să dăm jos această caracatiță de la guvernare. Toate problemele sunt de la acești mârlani, acești politicieni accidentali, nimeriți în Parlament. Și să provocăm alegeri anticipate. Să ne pregătim de alegeri anticipate. Da, greu să ne fie, dar nu se mai poate. Ei n-o să se dea. Pentru că ei știu mai mult, n-o să-i aleagă nimeni, așa cum s-a întâmplat cu toți trădătorii de-al de Roșca și agrarieni care au fost. Ăștia, la coș, dar trebuiesc urgent la coș. Hoții la pușcărie! 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 Jos matei de la guvernare! Jos matei! Propunerea domnului Nicolae Josanu este alegerea anticipată, selectarea și crearea unei noi clase politice care... Tot mai multă lume se adună în scoarul monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei. Tot mai multe sute de oameni scandează și își arată nemulțumirea față de majorarea tarifului la energie electrică și la gazele naturale. Continuăm discuția și în platou aici, la ora expertizei. Dacă e să vorbim despre felul în care sunt alcătuite aceste tarife, la Redu-Leon Fenosa și la Moldova Gaz, ce ar trebui să nu mai fie calculat la tarif? Pentru că s-a vorbit și în centru, i-am auzit pe oameni vorbind, inclusiv despre uzura care este inclusă în preț. Este vorba și despre profitul pe care își îl calculează fiecare companie în parte. Dumneavoastră, domnule Adugăniu, că ați vorbit despre 10 sau 14% în loc de 4%, ați arătat exemplul din Marea Britanie. Și acum mă întreb, există de unde ca fiecare companie să-și reducă din cheltuieli și din multe alte lucruri pe care le calculează și le pune în tarif, ca astăzi prețul la energia electrică să nu salte atât de mult? Eu am spus și adinea ori că niciodată prețurile la resursele energetice nu au fost transparente ca să le poată vedea și examina orice om care înțelege în aceste lucruri.
Eu, spre exemplu, nu am reușit să le văd niciodată. A încercat cineva să coopereze cu mine în lupta împotriva prețurilor și până la urmă n-a putut să obțină nici măcar el să-mi dea calculația care se ținea tare că are acces la aceste informații. Acum ce va fi? Dacă lumea va protesta în continuare, noi astăzi nu avem un guvern și s-ar putea ca aceste prețuri să fie o lansare lentă, frumoasă și cu aplauze în scenă că am lansat, avem un guvern care n-a acceptat imediat cuvenirea prieturile. Vor fi un pic amânate, că uite ce au vrut să facă în lipsa unui guvern. Eu cred că e și aceasta o șmecherie, pentru că nu poate un guvern să accepte ca o porcărie în societate creată în urma unui miliard furat din bănci să fie acoperit doar din forța și din sudoarea și din munca celor auropsiți. Nu poate o guvernare să accepte acest lucru, dar nici nu se implică. Vedeți că încă prețurile nu au fost publicate. Întrebarea este, în publicare vor intra în vigoare de când? De la anul nou poate? Sau de când? Ne mai dă timp de gândire, poate mai dă timp un pic de forfotă, de foială, știți? Eu nu cred că sunt atât de inconștienți să majoreze chiar a dracului să fie cu 37% imediat, că nu se schimbă nimic decât s-a schimbat spre rău. Și asta mi se pare mie, că guvernul care va fi anunțat nu va avea prima ieșire pe scenă cu neadmiterea majorării prieturilor. Cât de important este acum să fie reîntors miliardul? Cred aici presiunea ar trebui să vină și din partea europenilor. Avem și Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială care a declarat foarte clar miliardul se dorește a fi întors înapoi. Dacă se reușește să admitem, poate nu toată suma, a vorbit și șeful delegației UE, poate nu toată suma până la sfârșitul acestui an. Va schimba, va influența? Întrebarea e dacă va influența cumva acest lucru și Dacă ca prin mânuri s-ar putea întoarce cel puțin o bună parte din acești bani furați, sigur că lucrurile ar putea fi resimțite, pentru că în situația în care ne aflăm, dacă chiar nu e vorba de miliard, să fie și jumătate de miliard, oricum este o sumă enormă. Este o sumă enormă care la ziua de astăzi iată a creat această situație. Se pune problema că vor procede la sechestrarea activelor celor implicați. Dar activele astea nu sunt lichidități. Mai întâi trebuie să avem cui vindere activele. La noi investitori nu vin, care ar putea scoate banul ca să poată și cel de sechestrează să vândă activele ca să scoată banii. Banii nu vin înapoi. Activele nu au valoarea banului pentru că nu vine nimeni să scoată banul să pătească. O țară fără credibilitate, cu instabilitate socială, economică, politică, de unde pleacă, nimeni nu vine. Nu vine, aici e nevoie. Da, parcă ar fi. Statul a returnat un miliard. Se spune că acum îi cheamă pe cei care au scăpat prin inacțiune partea de control a băncii de economie în mâini private. Dar și asta nu va fi fără pierdere pentru populație. Deci eu nu cred în returnarea milionului, chiar nici în următorii 10-15 ani, chiar dacă vor sechestra... Miliardului. Chiar dacă vor sechestra toate averile celor care au furat. Dar nu le știm numele astea, că nimeni nu le știe numele de fapt. Ce prețuri ar putea să mai salte în sus după ce am auzit și probabil nu vom toate vedea deocamdată care va fi situația la societatea resurse energetice, după este energie, apă, gaz, este regula domnului. Atunci când resursele energetice sunt parte componentă a prețului de cost la toate mărfurile și serviciile, atunci aceasta este regula domnului. Imediat celălalt, cu toate că în structura, în prețul de cost, pe alte, din alte timpuri, resursele energetice erau cam în jur de 7-8%, acum deci ele constituie scumpirea respectivă în jur de 20-25%. Și asta în aceste condiții va fi resimțită. Mărirea acestor sau ajustarea... Pentru că avem puțin la timp la dispoziție, aș vrea să mai ating și un alt subiect, pentru că din câte vedem chiar și acum în aceste imagini în centrul capitalei, aceste proteste le organizează tinerii, le organizează oamenii simpli pe o rețea de socializare, s-au adunat, au protestat și arată nemulțumirea. De ce nu vedem o acțiune similară organizată de sindicate? Ori avem sindicate asta în Republica Moldova? Asta vreau să vă spun că cred că o să urmeze și
cei care sunt implicați în activitate industrială și cei din agricultură, toată lumea se va implica. Încă n-a ajuns la toți. Atâta timp cât sindicaliștii vor merge braț la braț cu guvernanții și vor mânca din aceeași treucă, să știți că cetățenii vor rămâne neprotejați. Lucrurile nu mai deja. Și au mers până acum de mult și au mai rămas încă, pentru că și sindicatele, cu mare părere de rău, sunt divizate și fiecare partid și-a tras câte este un, adevărat câte că un sindicat. Foarte inapt. Și, în acțiunile lor se revăd, pentru că i-au încurajat prin inacțiunile sindicatelor și prin faptul că noi n-am putut să fim uniți să protestăm solidar împotriva fără de legilor care au avut loc. Deci i-am încurajat, le-am oferit mai multă credibilitate actualilor guvernanți. Dar și acești oameni care sunt acum ar trebui să ceară sau nu ar trebui să ceară socoteală inclusiv sindicatelor? Dacă vă aduceți aminte, în raportul Crow, numele lui Oleg Buța, șeful de la sindicate, este pomenit. Iar în presă s-a vorbit foarte des despre gajerele cu clădirea și cu bunurile sindicatelor, casei sindicatelor, pentru creditele acordate și... Din păcate... Luate și acordate de Ilan. Raportul acelei firme străine nu este un act de justiție. Deci noi nu putem spune că ăsta putea figura și familia mea acolo și a dumneavoastră. Da, dar noi putem avea un procuror, un anchetător în țara aceasta. Asta putem avea un procuror că sau figurează cineva. Asta nu este clar că este vinovat. Noi nu știm cine sunt vinoveți. Astăzi nimeni nu a pronunțat o sentință, nu știm ce dosare au fost. Mi-e pare rău să vorbim întotdeauna, să vorbim rău despre instituții. Dar dacă atâta timp cât din instituțiile acestea ale statului nimeni nu ridică capul, nu ridică vocea să spună, să declare adevărata stare de lucruri, într-adevăr să fac cumplici toți la toate hoțirile care se întâmplă. Eu zic că vom vedea un guvern cu fețe vechi, un guvern nou cu fețe vechi și noi le vom și bate din palme că au interzis publicarea prieturilor și va fi ok. Ați întrebat ce se va întâmpla cu instituțiile internaționale. Instituțiile internaționale, până la urmă, s-au dezis de Republica Moldova. Instituțiile internaționale au declarat ferm că Fondul Monetar Internațional nu vine în Republica Moldova atât timp de cât nu este întors miliardul. Instituțiile internaționale europene au spus că s-au dezis de Republica Moldova pentru că au conștientizat faptul că toți banii europeni deci au fost furați, că Republica Moldova este un stat captiv și nu a bătut deget de deget pentru promovarea reformelor în instituțiile judiciare. Iată, în aceste condiții, cetățenii Republicii Moldova sunt unica forță. De peste hotare nu va veni nimeni, deci să ne scoată în stradă. Noi trebuie să fim cei care sunt datori să protestăm. Unu. Doi. Noi trebuie să ne mobilizăm. Și eu sunt sigur că toți vor simți impactul acestor tarife peste o lună de zile, luna viitoare, când vor primi deci aceste noi prețuri deci de preț. La care va intra în vigoare. Da, dar eu cred că va intra în vigoare. Cred că deci nu o să fie la el de dacă intra nu va fi deci de la jumătate de lună. Pentru că aceste măriri de tarife nu sunt logice și firești. Așa cum ar trebui să fie, cum sunt în toate țările, în fiecare an, la sfârșit de an, ajustate. Dar ele sunt nefirești, fiind sunt o consecință gravă a furtului miliardului. Acum, adică devalorizarea artificială a leului moldovenesc. Acum, nu firească. Mai există șanse ca roata să fie întoarsă înapoi, să zicem, un instrument al băncii naționale, un alt instrument, un alt mecanism, vine o nouă guvernare, poate există Banca și alte Națională instrumente. A avut instrumente pentru deci, a opri Banca Națională a avut instrumente pentru a opri furtul miliardului, dar Banca Națională în frunte cu Drăguțanu este parte componentă acestei crime, care nu s-au opus, care nu a întreprins nimic absolut, care nu a folosit pârghiile legitime pe care le are, pentru că Drăguțanu este la degetul mic al lui Plahotniuc și al lui Filat și al lui Ghimpu și așa mai departe. Și nu avem procuratură deci, care ar fi supravegheat acestea și nu s-a autosesizat. Nu avem deci CNA, nu avem deci instanțe judiciare unde să te adresezi și să te protejeze cetățeanul simplu. În condițiile actuale, noi cetățenii ar trebui să ne adresăm în instanțele judecate, să acționăm în instanțele judecate, areu, guvernul, deci pentru că ne-a sărăcit,
artificial, ne-a furat. Avem foarte puțin timp la dispoziție, așa aș vrea să trecem și la runda de concluzii. Dacă există astăzi necesitatea ca la aceste companii să fie efectuat un audit, iar autoritățile în baza auditului să pună moratoriu pe prețurile actuale și abia după audit să vedem ce facem mai departe. Da, desigur, prețurile e necesar de examinat foarte profund. Doar că cine va fi auditul? Cine l-angajează? Cine plătește? Acela comandă muzica. Domnule Afanescu. Deci avem nevoie de audit, evident, și la Moldova Gaz, și la rețelele electrice, și să vedem la canal ce se întâmplă, și la alte instituții, acolo unde este cota statului și de unde depinde tariful. Dar până la urmă, problema cea mare e că avem de oameni de stat care să apere interesele cetățenilor, pentru că aici e problema. Domnule, aceste companii sunt reprezentanții statului. Eu cred că în condițiile actuale guvernări și această majoritate care chipul deci se încropește la momentul actual, această nouă guvernare, această nouă veche guvernare, nu are niciun interes deci ca să salveze Republica Moldova și să salveze populația Republicii Moldova de la acest haos și dezastru care l-au creat tot ei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem la ora expertize mâine la ora 19:50. O seară bună să aveți! Ia să